Un bărbat în vârstă de 43 de ani din Blăjel, băut și fără permis de conducere, s-a răsturnat cu mașina pe hula Baznei. Accidentul s-a petrecut pe fondul vitezei neadaptate, care l-a făcut pe cel de la volan să piardă controlul mașinii. În urma evenimentului rutier, doi pasageri, un minor de 5 ani și un bărbat de 32 de ani, au fost răniți și transportați la spitalul din Mediaș de către echipajele medicale. Polițiștii au constatat că bărbatul, aflat la volan, avea o alcoolemie de 0,41 mg per litru alcool pur în aerul expirat și nici nu avea permis de conducere. Polițiștii biroului rutier Mediaș au intervenit la un accident produs pe drumul național 14A la ieșirea din municipiul Mediaș spre Blăjel. Din primele cercetări efectuate s-a stabilit că în timp ce conducea un autoturism dinspre Blăjel spre Mediaș, un bărbat în vârstă de 43 de ani din Blăjel, pe fondul vitezei neadaptate, a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Doi pasageri, un minor în vârstă de 5 ani și un bărbat în vârstă de 32 de ani, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital conștienți. Conducătorul auto nu deține permis de conducere, iar testarea sa alcoolscopică a indicat un rezultat de 0,41 mg per litru alcool pur în aerul expirat, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii acestui eveniment rutier.